Dacă vrei și tu să croșeteze o astfel de lalea, trebuie să vezi acest video. Bun venit în lumea croșetei fermecate, locul în care dăm viață jucăriilor croșetate. Bine ați venit sau ați revenit pe acest canal. Dacă sunteți noi, astăzi nu vom croșeta jucării ca de obicei. Astăzi începem să lucrăm împreună câteva flori croșetate și o să vă învăț și o să vă arăt tot ce știu despre realizarea acestora. Vom putea realiza niște buchete de flori frumoase, nemuritoare, care vor fi niște decorațiuni frumoase în casa noastră sau a prietenilor noștri, așadar o idee de cadou pentru prieteni sau cunoștințe. Am fost foarte încântată, am văzut pe Instagram foarte, foarte multe feluri de buchete din acestea și sinceră să fiu, nu am mai putut să mă abțin și am învățat și eu să le fac. Aceasta este prima lalea croșetată. Am câteva greșeli pe care vă voi învăța să le evitați. Așadar, haideți să vedem de ce materiale avem nevoie sau ce materiale folosesc eu. Apoi vă voi arăta pas cu pas cum puteți să le realizați și voi o astfel de lalea. Așadar, materiale necesare. Eu le-am croșetat pe, le-am lipit sau le-am asamblat pe astfel de bețigașe folosite la frigărui. Am luat o pungă cu vreo 100 la 5 lei de la Kaufland și am și o bilă de lemn a cărui găurică îmi permite să introduc aici, da? Să intre pe bețișor. Aceasta însă este opțională din punctul meu de vedere. Pe lângă bețișor veți mai avea nevoie de o sârmuliță. Eu, sinceră să fiu, nu am avut și am jupuit, uite, poate aveți de la copii, o astfel de sârmă. Din asta am folosit și la corpul, scheletul căprii balerinei. Atunci însă n-am jumulit-o. De data asta am jupuit așa și am mai multe sârmulițe pe care le voi folosi la frunze pentru ca să le dea un pic de stabilitate. Dacă nu aveți sârmă, nu-i mare tragedie. Eu asta am folosit, am lucrat-o fără sârmă și am lipit-o aici sus de floare, că altfel nu stă așa, pică. Dar dacă o lipiți și în partea de sus, atunci o să fie în ordine. Fire am folosit peria Baby Soft Amigurumi, voi puteți folosi absolut orice fir pentru jucării sau mai gros, chiar și bumbac mercerizat. Nu cred că puteți da greș, bineînțeles va trebui doar să adaptați croșeta în funcție de firul pe care îl veți folosi. Ac de cusut, o foarfecă, un pic de umplutură. Punem și în lalea și un pistol de lipit. Ăsta e musai, din punctul meu de vedere. Al meu acum e în priză, l-a încălzit. Acestea sunt materialele necesare. Să trecem mai departe și haideți să lucrăm împreună. Voi începe cu partea de sus, cu floarea, cu laleaua, da? Și voi lucra în cerc magic, ca de obicei la jucării. Făcut un cerc magic. Îl stabilizez cu un ochi de lanț și lucrez 6 piciorușe simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Închid cercul magic și continui cu rândul 2. O să fac în fiecare picioruș 2 piciorușe simple, care sunt înmulțirile. Așadar, în fiecare picioruș din rândul anterior lucrez 2 piciorușe din 6. La sfârșitul rândului al doilea voi avea 12. Așa cum ați văzut, lucrez în spirală, ceea ce este specific stilului amigurumi. Adică nu închei la capătul rândului cu un picioruș alunecat, de exemplu, efectiv continui. De aceea e bine să folosiți un marcator pentru a nu pierde șirul, pentru a ști mereu
unde este începutul rândului următor. Da? Am folosit de data asta un firicel de altă culoare și la rândul 3 voi face un picioruș scurt și o mulțire. O secvență pe care o repet în total de 6 ori. Un picioruș scurt și în următorul lucrez două piciorușe scurte, adică înmulțirea. Un picioruș scurt și o înmulțire. Aceasta este o secvență, un picioruș scurt și o înmulțire, repetată de 6 ori. Din 12, cu 6 înmulțiri, devin 18. 12 plus 6. Hop! Aici mi-a scăpat un pic de fir și pentru o lucrătură îngrijită. Nu las treaba așa. Mai departe voi face două piciorușe scurte și o înmulțire. Următorul rând. Aceasta este secvența pe care o repet tot așa de 6 ori. 1, 2 și o înmulțire în următorul picioruș. La finalul rândului 4 voi avea 24 de piciorușe scurte. Trei și patru. Bun. Următorul rând este ultimul rând în care vom face înmulțiri. Rândul 5 va fi tot așa cu trei piciorușe scurte și o înmulțire. Deci continuăm după acest model și... Opa, stați că mă grăbesc un pic. Practic facem înmulțirile întotdeauna în ultimul picioruș al înmulțirii din rândul anterior, da? 1, 2, 3 și o înmulțire din 24 de piciorușe câte am avut la rândul 4, la sfârșitul rândului 5 vom avea 30. Am învățat împreună la jucării cum putem să evităm acest lucru de a face înmulțirile tot în același loc, în ultimul picioruș scurt lucrat din înmulțire, pentru că în acest fel lucrul devine puțin hexagonal. În fine, la lele, sincer, nu contează, dar cu siguranță, dacă veți urmări și alte video-uri, veți învăța și voi cum să evitați această formă hexagonală pe care o ia lucrul lucrat în cerc magic. Așa, am terminat rândul 5. De aici nu mai facem înmulțiri. De aici urmează să lucrăm doar piciorușe simple pentru încă, să vedem exact câte rânduri am. 3, 5, 3, 10... 16 rânduri am, așadar de la rândul 6 până la rândul 16 inclusiv, 11 rânduri am lucrate doar cu piciorușe simple. Mergeți deci cu piciorușe simple de jur împrejur lucrate în spirală. Până la finalul rândului 17. Sau 16, scuze. Pe voi vă las să continuați. La final, când am terminat ultimul rând, am făcut un picioruș alunecat și lăsați un fir mai lung. Da?
O să avem nevoie acum de bețigaș și o să introduc bățul aici, prin acest cerc magic, după care, cam așa, da? Cam, să nu se vadă bățul. Ok, și aici o să-mi pun bila, după care iau pistolul. Și hai să îndoi un pic ăsta, ca să vedeți și voi. Aici o să torn un pic de silicon, ca să nu iasă, să nu mai îmi joace. Să-mi aduc pistolul, să-mi iau așa un cartonaș, să nu stric masa. Așa, am pus lipiciul, dau un pic de timp să se lipească. E, deja e destul de fix și nu o să mai poată ieși de acolo. Acum, va trebui să pun un pic de umplutură și mă asigur că îmi rămâne bățul meu în mijloc. Nu trebuie nici foarte multă, cât să arate frumos la leaua, dar să nu iasă umplutura afară și nici bățul ăsta n-are voie să iasă. E un pic greu să-l țin, că și bățul e lung. Și mi-e greu să vă arăt la cameră, dar sper că înțelegeți și din explicații, da? E bine, să nu iasă umplutura, am zis, ca să fie bine umplut și să aibă o ținută frumoasă. Am pus și un pic de lipici pe băț, în speranța că se lipește și umplutura de el. Așa cumva. Ei bine, de aici nu o să se miște, asta mi-e clar. Dacă am lăsat un pic prea mult băț, să știți că mai poți să-l tai. Efectiv, o să tai un pic din băț. Că am introdus prea mult. Nu-i nimic. Că am rezolvat-o. Și acum o să iau un ac de cusut ca să închid la leaua. Ca să închid floricica. Să vedeți ce simplu se face. Mie acum un pic mi-e greu la cameră, că încerc să vedeți tot. Dar un buchet astfel de floricele se face foarte rapid, zic eu. Mai ales dacă aveți tot ce vă trebuie. Bun. Hai să încerc să închid. Vedeți cum îi cam pe mijloc. Închizătura asta o să o închei așa. O să mă duc cu firul în ochiul de pe partea cealaltă. Așa, și doar trebuie să am grijă mare să nu-mi iasă umplutură. Și mă întorc în același ochi de câteva ori, așa pe deasupra am lucrat eu, că mai mi iese umplutură și vreau să o bag înăuntru sau să o scot ca să am o alea drăguțică. Bun, curată. De 3 ori am zis, cam așa, pe deasupra am făcut eu. Și după aceea intru cu acu așa și mă duc în partea asta. Și cum o să mi se și închidă la leaua mea, pentru că de aici mă duc în ori am pus prea multă umplutură de data asta. Acum intru pe dedesubt, pe
aici așa pe undeva și mă duc în colțul ăsta. Mega simplu e. Nu-i așa? Numai să nu rămână umplutură și se închide. Vedeți? Mă mai duc tot așa pe dedesubt să nu arate, să nu arate urâțel. O, da, ce drăguță iese. Așa-i? Mie-mi place mult. Și cred că o să mă joc cu mai multe culori și o să fac mai multe buchețele. Așa, am terminat la leaua. Îi destul de strâns acolo. M-am întors cu firul ăsta ca să-l securizez pe undeva și apoi chiar pot să-l tai. Nu este o jucărie care va fi mult smotocită. Nu, foarfecă, te-am cam maltratat. Nu mai vrea că am tăiat lemn cu ea, Georgie. Da, bun, am făcut deci partea asta de floricică. Mai departe, o să vă arăt cum am îmbrăcat bețișorul. Am nevoie de firul verde. Îmi țin aici cumva. Așa. Așa, un început și voi merge tiptil cu firul repede, cât se poate de repede, că siliconul ăsta se cam întărește. Așa. Așa. Cred că cu timpul dobândim mai multă dexteritate, zic eu. Aici sus am pus mai mult lipici. Eu în partea ce urmează nu o să mai pun. O să mai pun jos și am grijă să nu-mi rămână găurele. Eu sunt sigură că vom dobândi experiență și ne va fi tot mai ușor. Efectiv învârt la leaua. Și am grijă să acopăr cu fir, iar jos o să lipesc din nou cu silicon. Cum aici mi-a ieșit treaba mai murdară, că tot trebuie să am grijă să vedeți și voi ce fac aici. Dar este un proiect foarte ușor, zic eu, și foarte drăguț. Și puteți să faceți mai multe mărimi de buchețele. Astea ies destul de măricele. O să văd eu cum... Să văd aici, cred că am și tăiat. Da, vedeți? Am tăiat din bățul ăsta. Așa o să fac și aici. Să nu fie chiar așa lung. Ia să vedem. Mai ia. E destul de ușor cu pistolul de silicon, sinceră să fiu, că ne scapă de niște necazuri cu cusut sau cine știe aici. Ia să încheiem. Așa. Ați văzut că eu mi-am maltratat forfecuța. Să luați o forfecă din aia mai mare. Și... Așa. Aici vine oricum un buchețel. Și în partea de jos, vreau să zic, în buchețelului. Așa. Și haideți să facem și frunza. O să arate tare drăguț. Cum facem frunzulița? Eu o să reiau pentru că am avut reclamații de la Iulia că nu s-a filmat bine, nu s-a focusat bine. Și vă filmez încă o dată. Încep cu un nod de început și o să fac un lanț de 30 de ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20,
25, 30. Începând cu al doilea ochi de la croșetă, intru și fac două piciorușe simple, adică intru, am două bucle pe croșetă, iau fir și trag prin amândouă. Mai iau încă o dată, intru și mai fac încă un picioruș scurt, am vrut să zic, da? Două piciorușe scurte, după care fac patru piciorușe reduse, adică iau fir pe croșetă, introduc croșeta, am trei bucle pe croșetă și trag prin toate trei. Acesta este piciorușul redus, da? Iau fir, introduc, am trei și trag prin toate trei. Asta o fac de patru ori. După care fac două piciorușe duble, adică din nou iau fir, introduc croșeta, am trei, trag prin două și încă o dată prin două, da? Fac două în total, mai fac o dată un picioruș dublu, după care fac 13 piciorușe triple. Iau fir de două ori pe croșetă, introduc croșeta în următorul ochi liber, da? Și am patru bucle pe croșetă, trag prin două, trag prin două și prin încă două. Așa fac până am 13 astfel de piciorușe triple. O mai arăt o dată, iau de două ori fir pe croșetă, introduc croșeta, am 4 pe croșetă, trag prin 2, trag prin 2 și prin încă 2. Acesta este piciorușul triplu și vom face 13. Am făcut cele 13. Următoarele fac încă două piciorușe duble. Doi. Fac apoi patru piciorușe reduse. Unu. Doi. Trei. 4 și 2 piciorușe scurte. Ei bine, dacă nu vă iese aici 2, puteți să faceți și 3 sau puteți să faceți și 1, să știți că dacă ați greșit acolo la numărătoare, nu-i niciun bai, trebuie să aibă o formă așa de frunzulița, păi bun. Și mă duc mai departe și mai fac încă un picioruș scurt aici și mai fac încă unul, da? Deci în același loc fac 3 ca să mă întorc frumos. Și aici mă întorc cu, mai fac încă un picioruș simplu în următorul și ăsta nu vreau să-l termin. Aici îmi bag eu sârmulița mea. Cât de cât să-mi stea. Da? Și acum închei acest picioruș simplu. Bun. Și după aia îmi țin sârmulița aici. Eu o să croșetez un pic și peste asta și fac mai departe aceleași lucruri, doar că intru peste sârmuliță, peste capătul firului, da? Și fac patru piciorușe reduse. 1, 2, 3, 4, după care fac două piciorușe duble, tot așa peste astea, pot, acum peste capătul ăsta pot să-l și las, că nu mai trebuie, da? Fac două piciorușe reduse, două piciorușe duble și apoi continui cu cele 13 triple. Bine? 1, 2, 3,
5. Șapte. Opt. Nouă. Vezi cum se de la sârmă. Treisprezece, bun. Și mai fac acum două piciorușe duble. Patru reduse. Și două piciorușe simple la final. Frunza stă bine. Îmi tai firul cât mi-e comod cu el, da? Pentru că nu trebuie decât să îl trag, să-l ascund. Aici pot să tai direct pentru că el e deja ascuns. Și aici o să pun oricum silicon pe tulpină, așa că nu se desfacă, dar nu o să se desfacă, să nu se vadă urât. Și cam atâta e cu frunzulița, urmează să o lipim pe tulpină. Și gata! Și știți că mie îmi place să mă mai joc din când în când. Așa, acum ne mai trebuie încă o frunză cam la fel. Eu am una gata făcută și o să le prind cam așa. Pe de o parte și pe cealaltă. Deci mai trebuie un pic de silicon să văd dacă nu mi s-o uscat, dacă nu s-o răcit pistolul. Cam răcit. Revin. Mă duc să-l bag în priză. Acum nu-mi rămâne decât să lipesc cele două frunzulițe. Hop. Am pus cam mult. Foarte mare prietenă nu-s cu pistolul ăsta, dar ne vom obișnui cu siguranță. Așa cumva. Și dacă mai trebuie lipici, mai punem un pic. Să stea cumva așa. Cam asta a fost tot ce trebuie să știți pentru a face propriul vostru buchet de lalele. Eu voi continua. Fac un buchețel colorat, fac și unul roșu și unul alb. Vă doresc mult spor, sper că v-a plăcut și o să le lucrați alături de mine. Vă pup, pe data viitoare, pa, pa!